rog, mulțumesc, iubitorule, la adevărul în care pentru tine ne-ai și toate ne primești. Visele bunătăților și tătălor de viață, miluiește, sărăciunește într-un noi și ne împărățește până de toată din ociunea și mântuiește Domnul spatele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și părurea și în veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte, binecuvintează. Mulțumesc Dumnezeu că am să-L har și să-i grijă de oameni întotdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Amin. Bine ați venit, bună seara, Sfânta Părinte Tănase, bine ați venit în mijlocul nostru. Noi suntem după o sărbătoare mare, am sărbătorit hramul al doilea hram al parohiei Sfântul Antonie de la Iezeru. După cum bine știți, cred că ați fost anunțat că am avut această sărbătoare. A ieșit foarte bine, vă mulțumim tuturor, a ieșit extraordinar. A fost fără niciun incident, fără nicio neplăcere. Totul a fost, a decurs absolut minunat până la sfârșit. Am ajuns cu bine acasă, am dus pe Sfântul la mănăstirea la Alba Budă. Și azi am strâns pe aici, am avut de strâns. Și iată, în seara aceasta, avându-l pe Părintele Nicolae Tănase de la parohia Valea Plopului din județul Prahova, este membru fondator al Asociației Provita pentru născuți și nenăscuți. Și tema aleasă de noi, pentru Părintele, este în legătură și cu anul închinat Sfinților Martiri, domnitorul Constantin Brâncoveanu și fiii săi. Și am zis așa, jertfa Sfinților Martiri Brâncoveanu, model pentru familia creștină. Câți copii a avut Brâncoveanu? 11. 11 copii. Din care toți băieții i-a lăsat jertfa pentru Hristos și pentru țară. Părintele Nicolae Tănase este cunoscut pe mulți dintre noastre. A fost tinerii noștri, au fost acolo, nu? Și au dus câte un lucrușor pentru ceea ce face Părintele în viața aceasta pământească. Am avut multe conferințe, am mers în foarte multe locuri. Este un om pragmatic, un om al executării, nu al vorbelor deșarte. Dacă vă uitați la încălțămintea Părintelui, vedeți unde a venit. Te-ai spălat? Da, te-ai spălat. Deci totul așa decurge treaba, nu la pantofi cu ștaif, nu știu. Părinte, bine ați venit, să rămână. Între timp v-aș și spovedit, am mai curățat și niște păcate. Opa, avem invitați de seamă, nu? Viitorul. Viitorul, da? Dacă viitorul e de plâns, e nasul. Așa. Îi mulțumim și fratului Sterian, care a organizat atâtea serii în acest an. Atâția invitați de seamă, mulți s-au simțit extraordinar de bine, mai bine decât noi. Au spus că suntem o comunitate frumoasă, în dezvoltare, ne-am depășit cu mult standardele și vrem să depășim în continuare. Nu ne uităm nici în dreapta, nici în stânga. Vrem să mergem înainte. Îi lăsăm pe cei care nu ne ajung să cârpătească să vină cu noi. Îi mulțumim, în primul rând, lui Dumnezeu că suntem sănătoși, Părinte. Că existăm în lumea aceasta contemporană, cum spuneam. Dar totuși avem nevoie de sfaturi. Nu putem să mergem de capul nostru. Am citit noi, am mai văzut, avem destule informație, dar nu prea știm să o alegem pe cea mai autentică dintre toate. Și ne lăsăm înșelați de una și de alta, ca fiind, sunt niște fake-uri. Și sunt ieftine și tot ce e ieftin la român prinde. Aia, pe dacă ieftin e bun. Nu e chiar așa. Sunt prea sărac ca să-mi permit un lucru ieftin. Rugăm pe Părintele să ne spunem care este scumpeta vieții noastre creștine și ce trebuie să, mai ales că familia. De aici să pleacă, la familie. Familia care nu prea mai e familie în ziua de astăzi. Începul de familie s-a cam dus. S-a diluat. Ce e familia, știi? Am auzit un lucru de jale, mare jale, după 19 ani de căsătorie, după doi copii născuți, să-i reproșească.
ucise soțului. Zice, mi-a fost destul, zice, mă o să lăsa să mă prostituiesc cu tine pentru o familie, pentru o farfurie de mâncare. Acum vreau să mă prostituiesc pentru o familie. Ei, ce răspuns să mai în fața acestei lovituri? Să spuneți nevasta, soția ta, luată cu cununie, după ce ai făcut doi copii cu ea, că se prostituează cu tine, s-a prostituat cu tine, mă. Și ar fi o întrebare. Iar familia a devenit o prostituție? Lăsăm, nu știu, o provocare. Și eu îmi exprim mulțumirea pentru părintele și pentru toți care astăzi v-ați dat interesul în două direcții după ziua de ieri și să mai fiți prezenți și aici. La întrebarea câți copii a avut Brâncoveanu, ați răspuns corect. 11. 4 băieți, 7 fete. La întrebarea de ce a murit Brâncoveanu, oare găsim un răspuns corect? Credință. Ați văzut, e mai greu asta. Întrebarea mai dificilă. Adică pare simplă și răspunsul e complicat. Brâncoveanu a fost arestat, judecat, chinuit și executat pentru că a fost acuzat de multe lucruri, între care primul lucru a fost înmulțirea neamului românesc. Aspectele demografice l-au dus la eșapă, pe el și copiii. Însă Brâncoveanu a avut marea ocazie să răspundă gâdelui, călăului, cine nu știe ce înseamnă gâde, înseamnă călău, să răspundă la întrebarea lui cu nu. Întrebarea călăului a fost, Brâncovene, te lași de credința strămoșească a ta și să treci la a mea, ca să-ți las viața. Și Brâncoveanu a spus nu. Atunci acesta a speculat prezența copiilor săi. Și așa cum știți, răspunsul a fost de încă 3 ori nu. Chiar și sfernicul Ianache, care era cumnat Brâncoveanu și era și sfernicului, a dat răspunsul nu. Și la copilul cel mic, știți că au fost mai câteva probleme. Pentru că el a făcut, copilul acesta, la 14 ani, se spune că avea 14 ani, a făcut caz de tinerețea lui. Și în momentul acela, Brâncoveanu a scos din inima și din buzele lui cuvinte care au rămas și celebre și care au trăit nemarcheze pe noi. Fiilor, am pierdut totul. Cinste, avere. De acum să nu ne pierdem și sufletele noastre. Și în momentul acela a pus pe tăietor capul și copilul cel mic. Nu putea călăul să-i dea viața, să-i redea libertatea. El fusese condamnat. Nu se mai putea anula. Dar se putea percelui această jertfă a lui cu un refuz
să spunem, de frică sau de milă. Și el a avut tăria aceasta până la capăt. De aceea el este cinstit ca sfânt în Biserica Ortodoxă, pentru că a mărturisit până la jertfă cu sânge dreapta credință. Dar că el a fost dus la Constantinopol, la Istanbul de atunci, pentru că era ortodox, asta nu este adevărat. Lui nu i s-a cerut să se lepede de credință. Politica pe care el a adus-o a fost o politică de înflorire a neamului. Prin exemplu personal, 11 copii, taxe și impozite scăzute, și a creat o ambianță în țară încât oamenii au făcut copii. Și prin exemplu și prin această stare, inclusiv materială, care, după cum observați, la ora actuală facem caz de ea, și la întrebarea de ce face avor, răspunsul e, n-am cu ce-l crește. Sau dacă cineva e abordat în sensul acesta, răspunsul este, dar ce să fac să ajungă pe stradă? Deci, la ora actuală, aspectele acestea de jertfă sunt aspecte de condamnat la noi. De aceea, titlul care l-ați pus aici și foarte multă legătură cu ideea de jertfă. Că, de fapt, ce înseamnă jertfă? Înseamnă a renunța la ceva care e al tău pentru celălalt sau pur și simplu. Spre exemplu, noi ardem candela. Și cu uleiul ăla putem face cartofi prăjiți. Sau făceam noi ceva. Știm noi de prăjiți. Dar noi îl punem în candelă și îl ardem. Îl ardem noaptea ca să lumineze? Nu. Ardem și ziua și noaptea. În biserică. Ce înseamnă? Înseamnă că renunțăm la ceva de al nostru pentru Dumnezeu. Așa facem și cu timpul nostru. De asemenea, facem. Adică dăm din timpul nostru lui Dumnezeu. Practic îl dăm sufletul nostru. Și atunci renunțăm la iarbă verde, la mici, la cafeluțe și venim la Sfânta Biserică. Iar când se termină liturgia, suntem împreună și jertfim pe mai departe timpul împreună. Este o jertfă. Părintele a pomenit aici de ideea aceasta de comunitate și pe dumneavoastră vă ajută să faceți parte dintr-o comunitate și sperăm că este și o comunitate vie și care interacționează. Pentru că este, la ora actuală, singura modalitate de rezistență. Nu există altfel să mai reziste în această lume nebună. Sunt comunitățile mici, sau chiar dacă sunt mai mari, strânse. Să fie strânse. Pentru că a venit vorba, aș vrea să vă istorisesc cum am cunoscut eu o comunitate și vie, și închegat. La Atena este un preot care slujește într-o bisericuță la parterul unui bloc. Parterul acesta este imens. Blocul acesta e și el imens și se sprijină pe stâlpi. Printre stâlpi ăștia se află lifturile de urcat, ce se mai află pe acolo, dar se află și un paraclis. Paraclisul este mult mai mic decât spațiul cu altarul care îl văd aici, poate până micuț și atât. Cum arată acest paraclis? Din trotuar se intră direct în acest paraclis.
că am avut o problemă de rezolvat acolo și era duminică, l-am rugat pe părintele telefonic să slujesc acolo. Și m-a așteptat acolo. Și acolo am întâlnit 8 familii. Soț, soție și copii. E adevărat că erau aproape 40 de suflete. Dar ca familie erau 8. Și am slujit și s-a terminat Sfânta Liturghie. Eu am mai fost cu 2 persoane. Și au venit 2 fetițe la acele persoane. 2 femei erau. Și au întrebat așa. Vă împărtășiți? Și acestea au răspuns, suntem de pe drum, nu ne împărtășim, nu ne-am spovedit. Atunci părintele a spus să poftiți afară. Asta se întâmpla înainte de crez. Când s-a terminat slujba, deci s-a terminat împărtășirea, s-a dus fetița și a zis, acum poftiți nu. În această comunitate, nu putea să aibă loc să stea nimeni la slujbă, dacă nu se împărtășea. Este sigur un aspect de discutat acesta. Prin asta am vrut numai să subliniez ce înseamnă a fi unul cu altul. Pentru că nu s-a sfârșit. La aproape 10 ziua s-a terminat liturghia și am mers la unul din ei. Până pe la 12 am stat de vorbă, am servit ceva așa, între timp 2 neveste au făcut de mâncare, că nu era nimic de mâncare. Vreo 2 bărbați s-au ocupat de copii în un parc și noi am stat de vorbă, am vrut și paraclițul. Seara pe la 9 am plecat. Le venea rândul o dată la 2 luni. 8 duminici. Cum vi se pare dumneavoastră? Noi suntem la nivelul ăsta? Adică noi de la Sfânta Biserică plecăm la casele noastre singuri sau luăm pe prietenul nostru? Pe aproapele nostru, cu care suntem prieteni, nu neapărat săraci. Putem să avem această comunicare, această legătură puternică pe care unii o numesc liturghie după liturghie. Noi trebuie să ținem foarte mult la a mânca împreună. Pentru că a mânca împreună înseamnă, de fapt, a fi împreună și a mărturisi împreună aceeași idee, aceeași credință, să continuăm ceea ce la liturghie noi săvârșim și plecăm apoi la casele noastre neîmpliniți dacă nu continuăm viața aceasta împreună. Ziceam că așa se rezistă în asemenea timpuri. Pentru că și Hristos a zis, nu te teme turmă mică. A zis, nu te teme turmă mare. De noi suntem o turmă mică. În această turmă mică, noi trebuie să rezistăm și să fim uniți. Poetul Ioan Alexandru spunea, când curentele asiatice năvălesc peste noi, noi, creștinii români, ne certăm. În timp ce ei triumfă, secte peste secte, curent, în timp ce noi nu suntem în unitate, bivolarul a reușit să strângă 70.000 de oameni care nu sunt fără liceu. Care în majoritatea lor, poate mult peste majoritate, au o facultate, uneori și doctorat. Adică sunt intelectuali. Cum i-a prostit în halul ăsta, nu știu. Dar undeva el a găsit o fisură. Sura aia a strecurat toată nebunia, pentru că la mărturisirea lui
în fața microfoanelor la conferința de presă că până acum sper că am iluminat cele peste 6.000 de femei cu care m-am culcat, o singură persoană a părăsit pe cei 70. Una singură. Nu i-a deranjat imoralitatea lui și obrăznicia de a mărturisi. Nu i-a deranjat. Toate câte s-au săvârșit și acum se săvârșesc în prigoana asta care o crede el că se află comunitatea asta a lui, va să zic că în nebunie există unitate. Dar noi nu suntem nebuni. Noi mărturisim pe același Dumnezeu. Noi credem într-o același Dumnezeu. Noi avem verificarea noastră de 2000 de ani. Noi ne ancorăm în diverse momente din acești 2000 de ani și orice facem noi are undeva un corespondent sau o justificare. De aceea nu ne este permis să nu fim uniți. Bisericile vechi din București, dar cele mai vechi, nu vorbesc de Salonicul, Atena, sunt pline de asemenea, biserici sunt foarte mici. Pentru că oamenii trebuie să cunoască între ei când vin la potir. De aceea este bun obiceiul că chiar dacă te-ai spovedit pe undeva, de împărtășit trebuie să te împărtășești acolo unde este comunitatea ta, unde sunt vecinii tăi, sau cazul orașului, unde ne adunăm, de acum ne cunoaștem, ne ajutăm și mai departe. Întreabă foarte mult cum să facem să ne ferim copiii de valul acesta, pornografie, pornofonie și toată nebunia care vine asupra copiilor. Nu știu. Și răspunsul este să ne unim câteva familii. 7-8 familii, dacă e prea mult, mai puține, cum rezistăm? Și să ne petrecem timpul împreună. Fie în parc, fie la iarbă verde, fie la biserică, fie oriunde, să fim împreună și să ne împărtășim problemele. Pentru că altfel nu ai cum să iei copilului tot și să nu-i mai dai nimic. Tableta eu iei luatul, internetul ai luat, discoteca iei luatul, tot, iei luat tot. Și copilul acesta rămâne fără nimic. Acolo nu-l lași că nu-i bine, acolo nu-i bine, acolo nu-i bine, telefon nu-i bine, nimic nu-i bine. Și atunci copilul rămâne foarte frustrat. Ori el dacă ar gravita în jurul unui asemenea cerc creat de noi părinții, atunci copilul ar putea fi echilibrat și unul pe altul. S-au creat ceva școli, grădinițe, la Constanța, școala Brâncovenească, spre exemplu, și aici am auzit un și e foarte bine asta. În care sperăm că există un echilibru pentru copilul nostru. Deși cei care au organizat asemenea școli au mai făcut și greșeli. Adică au ales învățătoarea, respectiv educatoarea, după faptul că poartă bazma sau nu, sau se spovedește sau nu. Sau e nelipsită la biserică sau nu. Dacă vreți să facem treabă, primul criteriu când alege o învățătoare este să fie metode pedagogice de ultimul răgnet. Apoi dacă are bazma pe cap sau nu. Bazma o rezolvăm mai ușor, dar cu metodele nu. Și atunci ajungem să facem oarecare compromis în aceste școli, care nu au fost făcute decât cu intenția de a feri pe ceilalți.
Iată, am divagat puțin pentru că aspectele de familie sunt la cununie, din păcate, nu avem prea multe gesturi. Dar la călălți, jertfa. Și anume pe podea în semnul crucii. Este tuns, starețul aruncă, sau episcopul cinele călugărește, aruncă foarfecele. Și el îi le dă. Îmi jertfez de acum plăcerile mele, plăcerea de a avea o soție, plăcerea de a avea copii, etc., etc. Întreabă cum te cheamă, ca și când n-aș fi, și el spune, așa mă cheamă. Însemn, născut un om nou, nu mai este cel vechi. Ei, la cununie avem prea puține gesturi. Ele sunt și uitate, sunt și înlocuite. După amiază, acum am mutat-o sâmbăta, facem cununii în ziua de pomonire a morților, în sfârșit, numai aiureală. Există, sigur, fel de fel de exagerări, a pomenit Părintele aici de înșelare. Sunt și exagerări la acest capitol. Acela care a gândit așa, după 19 ani de căsătorie și expresia folosită, sunt și exagerări în când îi se năzare unuia din soți, își recapete feciorie. Și recapătarea asta zice-se că s-ar întâmpla după 7 ani de abstinență. Dar dacă întreb în această perioadă ce nu știu? Păi cum să nu știu? Dacă vorbești cu cineva, cum mai e cu mântuirea ta și cu, la ce îți folosesc cei 7 ani de abstinență? Sigur, fără nicio justificare, fără... A citit pe undeva el de căsătoria albă, așa, și îl apuc așa o evlavie. Și evlavia aceasta, bogat, a iubit... Nu întâmplător îi urmează cu jertfa în timp.